Asociația Județeană de Fotbal Sălaj a programat duminică 17 iulie prima etapă din noul sezon al fazei județene a Cupei României, competiție câștigată în acest an de unirea Mirșid. 24 de echipe s-au înscris în prima etapă a fazei județene din Cupa României, majoritatea provenind din Liga 5 -a. Noutățile acestei competiții sunt armătura All Boys Zalău, Ase Cavalerii Zalău, Unirea Gârbo și Unirea Cristolți. Stejarul Sâg vine în competițiile organizate de AJF Sălaș după 2 ani de pauză. 12 partide au fost programate în prima etapă, toate urmând să înceapă la ora 18. Deși și a anunțat inițial prezența în competiție, armătura All Boys Alău nu va mai evolua duminică împotriva celor de la Unirea Hereclean, care vor câștiga astfel la masa verde cu scorul de 3 la 0. Partida dintre Cavalerii Zalău și Olimpii Gârcei se va desfășura pe terenul de la Popeni, iar în componența echipei Cavalerii se vor regăsi foștii fotbaliști a echipei Minerul Sărmășag, Marius Pașca, Florin Morar și Nicu Chișciure, fostul arbitru Ioan Onica și o parte dintre actualii arbitrii. În cadrul primei etape au fost programate partidele Someșul Gâlgău cu Someșul Letca, Unirea Gârbou cu Unirea Cristolț, Someș Odorhei cu Năprădiana Năpradia, Rapid Zimbor cu Recolta Griș, Agronova Dragu cu Cetate Alma Venus Borla cu Nirea Sălățig, Stejarul Săc cu Voința Horatul Craznei, Steaua Cosniciu cu Voința Derșida, Armătura All Boys, cu Nirea Heraclean, Ase Cavalerii Zalău cu Olimpii Gârcei, Largiana Românaș cu Ase Criaca Jac și Frăția Meriște cu Chemer Camăr.